Am să țin un speech despre cea mai nouă pasiune a mea, care este masajul. Cine a fost data trecută m-a auzit menționând la un moment dat că eu sunt terapeut masor. Ei, sunt terapeut masor în devenire. Mai era un în devenire acolo, în coadă. De ce m-am apucat eu de școala de masaj, care, în paranteză fie spus, va dura 8 luni de acum încolo? Pentru că mie îmi place să fac masaj și cum părinții în general au tot vrut să beneficieze de mâinile mele, îmi spuneau după aia, mamă, ce bine e, am zis, hai să o fac și într-un mod profesionist, măcar să ajut oamenii dacă tot îmi place să fac chestia asta. Plus că am constatat cât de bine este să ți se facă masaj. Am și eu o curiozitate. Câți dintre voi au un job ce implică 8 ore pe scaun, timp de minim 5 zile pe săptămână? Hai, mâna sus, mâna sus, curaj, curaj, curaj! Doar atâția? Nu vă cred. Și eu am avut joburi de genul ăsta, plus școlile de dinainte, 20 de ani din viața mea am petrecut aproximativ... Mulțumesc, Liviu! Aproximativ 90% din timp i-am petrecut în poziția cu fundul pe scaun. Ceea ce a rezultat în niște dureri de spate groaznice. De ce apar aceste dureri de spate? Pentru că probabil mulți dintre voi nu știți. Datorită sedentarismului... E ok? Datorită sedentarismului, vertebrele din coloană se deplasează și încep să apese pe nervi. Dacă mai avem și ceva centimetri în plus pe abdomen, mai apasă și astea pe nervi. Drept urmare, mijlocul meu, cel puțin, suferă și suferă foarte rău. Prima oară când am fost la masaj, eram atât de în pioneze, ca să spun așa, încât abia am suportat să mă atingă fata respectivă. Cu timpul, mergând săptămânal, am constatat că starea mea de sănătate s-a îmbunătățit. Din păcate, pentru noi românii, masajul încă este considerat un moft, o fiță, un lux, dar nu este. Fiind o societate atât de sedentară, masajul a devenit o necesitate, cum sunt apa, mâncarea și hainele. Și vă garantez personal că decât să dai 1000 de euro pe o operație de hernie de disc, la care toți ajungem într-un final datorită stilului de viață sedentar, mai bine am merge și am da 2, 3, 5 euro săptămânal pe o ședință de masaj, măcar pentru spate, iar starea noastră de sănătate s-ar îmbunătăți vizibil. Asta pentru că masajul are mai multe scopuri, și anume să energizeze corpul, să stimuleze sistemul circulator, inima să funcționeze mai bine, ceea ce înseamnă că una peste alta corpul nostru este mult mai fericit după aceea și noi, implicit. Eu acum învăț despre masajul de relaxare, masajul spate. Vă spun sincer că după orele de curs sunt atât de fericită, plec de acolo în al nouălea cer. Pentru că eu fac, sunt și subiect și masor în același timp, mă rog, pe rând de fapt. Adică și eu exersez pe colegii mei și colegii mei exersează pe mine. Și este foarte bine. Eu consider că fiecare din noi ar beneficia foarte mult după o ședință de masaj de relaxare săptămânal, dar și reflexoterapie, pentru că reflexoterapia detoxifică organismul, ameliorează sau chiar vindecă boli, dar poate să și descopere boli pe care nici nu știați că le aveți. Una peste alta, eu personal consider că masajul nu mai este un lux, ci o necesitate. Îl recomand tuturor cu căldură. Eu am început să lucrez și la un site personal în care să-mi povestesc aventurile în școala de masaj și acum este în lucru, vreau să fac și niște formulare de înregistrare ca să trimit newslettere și de asemenea celor care se vor înregistra pe site-ul meu să fac concursuri cu premii constând în ședințe de masaj gratuite, să ofer discounturi, tocmai pentru a stimula lumea să aibă grijă de sănătatea sa în felul acesta. Eu vă mulțumesc și aștept feedback-urile voastre.